Aflați pe locul 1 în campionat și în mare formă, fotbaliștii de la Astra s-au impus fără probleme la Chiajna în fața Viitorului Constanța. Echipa lui Hagi Abi face cea mai mare realizare din istoria clubului după ce s-a calificat în sferturile Cupei României Timișoreana. Însă echipa a trebuit să părăsească competiția în această fază. Budescu a deschis scorul în minutul 32 după ce mingea a fost deviată pe linia careului de 16 metri de Puțanu. Cu două minute mai târziu, giurgiuveni au mai marcat o dată în poarta lui Buzbuchi după un șut al lui Marian Cristescu, expediat tot din afara careului. 2-0 pentru Astra și acesta rămâne scorul la pauză. În repriza a doua, constanțenii intră mai hotărâți pe teren și fac pressing, dar reușesc atacuri mai serioase de abia după ce în teren intră veteranul Dică. Acesta ratează două ocazii serioase, dar fotbalul se joacă pe goluri. Asta se dovedește puternică pe contraatac și în minutul 89 Ioda stabilește scorul final. 3-0 pentru Astra după ce în finalul meciului Dică ratează iarăși golul de onoare. În urma acestei victorii, Astra este prima semifinalistă din Cupa României, miercuri și joi fiind programate celelalte meciuri din sferturi: Petrolul Vaslui, Dinamo Pandurii și Steaua Oțelul.